Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi ne propunem să dezbatem tema ordinea efectuării operațiilor în mulțimea numerelor întregi. Pe mulțimea numerelor întregi, ordinea de efectuare a operațiilor păstrează aceleași reguli ca și în cazul operațiilor cu numere naturale sau raționale. Astfel, se efectuează întâi ridicările la putere, apoi înmulțirile și împărțirile, în ordinea în care acestea apar, și în final adunările și scăderile. Haideți să vedem prin câteva aplicații cum se regăsesc acestea în exerciții și probleme. Prima aplicație ne cere să calculăm următoarele expresii. La punctul A, minus 3 plus 2 ori 4. Punctul B, să găsim rezultatul calculului 5 minus minus 12 de împărțit la 3, iar la punctul C, 6 minus minus 13 de înmulțit cu paranteză 4 minus 7. Vom aborda pe rând aceste calcule. Pentru a găsi valoarea calculului minus 3 plus 2 ori 4, observăm că întâi trebuie efectuată operația de înmulțire, așadar rezultatul este egal într-o primă fază cu minus 3 plus 8, care reprezintă tot una cu 8 minus 3, deci obținem ca rezultat final al calculului valoarea 5. La punctul B, 5 minus minus 12 de împărțit la 3, așa cum parantezele pătrate o arată, efectuăm întâi operația de împărțire, minus 12 împărțit la 3. Valoarea acestui rezultat este minus 4. Obținem în final de calculat valoarea 5 minus minus 4, adică 5 plus 4, deci rezultatul calculului nostru în contextul punctului B este 9. Punctul C, 6 minus minus 13 înmulțit cu paranteză rotundă 4 minus 7, efectuăm operația din ultima paranteză, ea se rescrie sub forma minus paranteză rotundă 7 minus 4, conform regulilor de calcul cu numere întregi, deci vom obține 6 minus paranteză rotundă minus 13 de înmulțit cu minus 3. Rezultatul înmulțirii a două numere întregi de același semn este un număr pozitiv, adică are semnul plus, așadar obținem 6 minus 13 ori 3. Deci 6 minus 39, adică minus paranteză 39 minus 6 și deci rezultat final minus 33. A doua aplicație ne cere să efectuăm următorul calcul, paranteză pătrată și paranteză rotundă, 7 minus 12, totul la puterea a patra, de înmulțit cu paranteză rotundă, minus 2 minus 3 la puterea a șaptea, înmulțit cu paranteză rotundă minus 1 minus 4 la puterea 5, totul la puterea 3, de împărțit în continuare la minus 5 la puterea, totul la puterea 48. Vom face observația că toate parantezele rotunde din paranteza pătrată au ca rezultat al calculului final valoarea minus 5. După cum urmează, 7 minus 12 ne va da minus 5, minus 2 minus 3
are rezultatul minus 5, minus 1, minus 4, la fel ca în situațiile anterioare, ne va da minus 5. Așadar, vom obține în paranteza pătrată produsul puterilor minus 5 la puterea 4, ori minus 5 la puterea 7, ori minus 5 la puterea 5, totul la puterea 3, de împărțit la minus 5 la puterea 48. Atunci când înmulțim puteri cu aceeași bază și exponenți diferiți, aceștia din urmă, exponenții, se adună. Așa cum am scris, minus 5 la puterea 4 plus 7 plus 5, totul în continuare la puterea 3. Deci, obținem minus 5 la puterea 16, totul la puterea 3, de împărțit la minus 5 la puterea 48. Când avem de efectuat un calcul de tip putere la altă putere, reținem că exponenții se înmulțesc. Exponentul lui minus 5, 16, se înmulțește cu 3. Așadar, vom obține minus 5 la puterea 16 ori 3, de împărțit la minus 5 la puterea 48. Cu alte cuvinte, minus 5 la puterea 48, împărțit la minus 5 la puterea 48, atunci când împărțim două puteri cu aceeași bază, baza se copiază, iar exponenții, așa cum se vede, se scad. Adică minus 5 la puterea 48 minus 48, deci minus 5 la puterea 0. Cunoaștem că orice număr întreg nenul la puterea 0 ne dă 1, așadar minus 5 la puterea 0 egal cu 1. Astfel am rezolvat și cel de-al doilea exemplu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!